este cât un județ în țara asta. Restul e o populație care este terminată. Și restul o mafie. Și ăștia merg pe vectori, se transpus presiune din afară. Când vin pirații, aia fură la nivel de sistem, și că du-te în partea altă. Ai observat că pe vremea fanarioților sau când erau turci, știi, ei ne luau aurul, femeile, copiii, mai făceau ienicer, spahi, nu cu sufletul, ne lăsau în pace. Acum sufletul ne fac praf. Ne învață copiii, derbedeizează, îi, cum să zic, alienează, le-au rupt reperele. E o tripă de branșare, de la credință, de la pământ și de la tradiție. Sunt alții. De 20 de ani de zile, mi-aduc aminte o măicuță catolică, a zis un lucru extraordinar. Domnul Dan, cei care vin sunt alții. N-ai zis generația nouă. Și acum stai puțin să ne gândim, uite și din ei, din generația nouă, ce lucruri frumoase au dat cu revolta asta. Dar nu sunt foarte mulți. Nu sunt foarte mulți. Deci ceea ce ai spus tu adineaur, nu. Nu e o majoritate curată. Nu, nu, este o majoritate zăpăcită, distrusă, schilodită. Eu am fost acum 2 săptămâni la Bălți, în Basarabia. Vreau să spun că diferența între tineretul de acolo și tineretul de aici, de exemplu când a fost o săptămână altfel, săptămână culturală, au venit la teatru, la Idolul, la mine. Și am simțit, cred că ți-am zis în emisiunea trecută lucrul ăsta, dar acum ți-am zis paralel cu Bălți. Am simțit în 10 minute că copilașii nu mai fuseseră niciodată la teatru. Și ce făceau, își dădeau SMS-uri. Când ne-am vorbit puștilor la Bălți, era uite așa, flacără. Erau de liceu. Ăia încă sunt vii, sunt curați. Noi trebuie să facem așa un fel de re-românizare a noastră cu suferința lor. Deci erau deschiși. Eu le vorbim de Basarabia, de suferințe, de deportări, de esență românească. Și ne-au zis așa, Danelu, cu tare, cu tare, știi? Și trebuie văzut lucrul ăsta, pentru că e, trebuie în primul rând mărturisit. Nu, este o mare majoritate, distrusă sufletește, care terorizează o minoritate. Românul adevărat în România este terorizat. Da, eu m-am gândit că văzând în ultima perioadă aceste ieșiri în stradă pentru lucruri pe care în urmă cu niște ani nu te-ai fi gândit că românii ar fi putut să iasă în stradă, m-am gândit că poate s-a trezit un soi de conștiință din asta națională. Iartă-mă, mai ții minte când ți-am zis acum câțiva ani că se vor întâmpla lucruri de genul ăsta? Da, și nu mă crede, da, m-am gândit la Robert, hai să vezi ce o să se întâmple în următorii 2 ani. Ce o să se întâmple? Se ridică poporul. Se ridică, iar acum trăim un moment extraordinar și imprevizibil. Este, are alte reacții, domnule. Surprinde. Eu am știut lucrul ăsta. Și din ce în ce se coagulează. Au început să-și dea seama. E o forță pe dedesubt fantastică. Iar pe dedesubra, știi cum e până și discursul ăsta al meu. Nu știi? Este nimic, Dan, la iveală. N-am văzut un lider politic în ultimii ani sau niște lideri. Vezi ce ți-a zis băiatul acela, prietenul tău, da, că mafia este dezorganizată. Așa dezorganizat sunt și ăștia. România nu se ridică prin lider politic, prin sindicate, prin nu, printr-o stare, pentru un suflu. Se reface țesutul sănătos al neamului. Și ăla nu are, cum să zic, program. Ploaia când plouă grâu, nu are program. Plouă. A început să plouă pe țara asta. Și au început să se mugurească așa. Și tineri, iată, am zis de tineri că nu mai știu ce cu tare, cu tare. O parte dintre ei. Gata. E altă etapă. Recunoști că nu mai este anul de grație 1993 cu piața universității. Da, categoric. E altă etapă. E altă etapă, de care va trebui... Dar în același timp, mie aici vreau să te contrazic, mi se pare totuși destul de superficială această etapă. Adică mi se pare că, într-adevăr, există un soi de subiecte, hai să le numim pe, așa, în limbajul lor, cool, sunt niște subiecte mișto, da, cool, au așa, e cool să participe la un protest din ăsta, la un moment dat, pentru o parte din ei, pe care poate nici nu-l înțelegi foarte bine, poate pentru că au ieșit prietenii tăi. Pe de altă parte, uite, când apar niște teme extrem de importante, atacul ăsta bizar, nebun la statul de drept și lucruri care se întâmplă și care afectează profund și pe termen foarte lung o societate, aici pentru că sunt mai complicate, mai greu de înțeles și poate mai seci. Nu, da? Nu, fii atent. Reacția e mai... Românul întotdeauna, uite deci în perioada interbelică, a reacționat când i s-a atacat ființa lăuntrică. Aia cu derbedeia care s-a dus să-și facă imunitatea, aia urează că ești tu că mafia conduce. Nici nu interesează, ei trebuie să dribleze de acum încolo, să boicoteze legislația din România. Românul adevărat trebuie să o dribleze, să o boicoteze, pentru că e făcută special ca să inhibe. Nu mă interesează pe mine legile care vin de la Ministerul Culturii pentru Teatrul Național. Eu de 20 de ani de zile îmi fac legea mea. Sunt în plină haiducie. Dacă vrei să îmi distrugi lumea lăuntrică, adică Roșia Montana din mine sau astea, atunci da. Că acolo e vorba de esență. Țăranul român, așa zicea Mircea Vulcănescu, el trăiește în virtualitate, iese din istorie numai când trebuie.
Este cea mai bună manevră. O, faceți-vă, bă, lege, că tot sunteți o mână de golani, faceți-vă lege. Chiar mă interesează pe mine chestia asta. Nu mă interesează, că știu cum manevrați. Dacă nu erau aia din Occident ca să le dea peste bot, pentru că era prea groasă treaba și îi împiedica și pe ei să sugă, nu se întâmpla nimic. Nu din dragoste, nu ne iubește nimeni. Hai să devin eu puțin comunist. Dar în momentul în care au tăiat pădurile, cum ziceam, au distrus fabricile, cum ziceam, au furat pe capete pământul unor țărani în anii 90, nu se distrugea tot ființa lăuntrica poporului? La momentul ăla de ce nu reacționau? De ce au tăcut? Vreau să spun următoarea chestie. Știu ce zici, ai perfectă dreptate. Nu se dumiriseră. Le-a luat cam mult. Dom'le, 24-23 de ani. Știi chestia care a rămas celebră, dom'le, a lui Petre Țuțea cu Nae Ionescu. Petre Țuțea care a dat formalul lui Henri Poincaré. Zice, dom'le, dacă până la 33 de ani nu ești de stânga, înseamnă că n-ai inimă, și dacă după 33 de ani mai ești de stânga, înseamnă că ești idiot. Uh-huh. Și la un moment dat s-au întâlnit la Berlin, pe holul unei universități. Și Nae Ionescu i-a strigat lui Petre Țuțea, bă, Petrică, bă, tot de stânga ești, mă. Nu, domnul profesor, am evoluat, sunt de dreapta. Și Nae Ionescu a zis, n-ai evoluat, mă, te-ai dumirit. Dar a trebuit timp. Ia gândește-te că, cum să zic, noi veneam, eu, mie, Robert, mi-a trebuit timp, ani, să mă dumiresc. Să mă dumiresc, că ți-am spus și aici în emisiune, domne, cum a fost cu partizanii, cu lupta anticomunistă, cu martirii mari, domn. Să mă dumiresc, de exemplu, apăreau cărți de memorialistică. A doua zi erau luate toate. Le-a luat securitatea ca să le ardă. Înțelegi? Ca să ai informații. A trebuit să mă dumiresc de jocul ăsta ocult, nenorocit. Pe urmă, a trebuit să mă dumiresc de faptul că dacă îmi iubesc țara, imediat apare, ești extremist. Ai auzit că, eu te vorbesc încet, asta mi se pare genial. Țăranii de la Punge sunt extremiști. Îți dai seama cât de lichea trebuie să fii ca să zici așa ceva de bietul țăran român. Puștia de la universitate sunt și ei extremiști. Cum faci o manevră? Că, bă, ca și cum ți-ai ocrutit copilul. Acei dumneata ești fanatic, ești taliban, foarte șmecher, foarte vicren, de proastă calitate, dacă o reacție. Și aia de sus mai vin cu drepturile omului, că ce este cu discursul ăsta naționalist, extremist. Păi tu ești în America, dumneavoastră, că eu și-aș iubesc țara până la capăt. Du-te în Germania, în Franța, să sunt fierbe naționalismul ei. Numai că noi avem alt naționalism, noi avem un naționalism agresiv. Până și genul ăsta de discurs, eu nu mă uit pe internet, pasă că nici nu am. Dar mi-au arătat alții de multe ori în cei 5 ani de zile cum încercau să catalogheze genul ăsta de discurs ca să-l discrediteze, numai că nu le-a prins. Ai observat faptul că, am mai spus de multe ori în emisiune, au încercat să-mi dubleze cărțile, să-mi scrie texte pe... de genul ăsta. Apar așa cât un text la Robert, nu, trebuie ținut și simplificat, doamne. Mers la esență, doamne. O țară bogată, o țară care poate să tracteze după ea un destin și istoric și economic, făcută praf. De niște oameni care s-au născut mizerabili. Mizerabili sunt. Eu dacă îmi spui, domnul Puric, aveți grijă de 5 copaci ăștia. Tu nu, am grijă de 5 copaci. Dacă îi tai noaptea cu drujba și tu vii, nu sunt un mizerabil?